Sunt mai puternici astăzi decât oricând de-a lungul istoriei și abia aștept să îmi joc și eu rolul în strângerea lor și mai puternică pe viitor. Vă mulțumesc! Absolut impresionant, doamnelor și domnilor, discursul regelui Charles al III-lea la acest dineu în fața invitaților care l-au aplaudat, vedeți foarte bine, minute în șir. Acum este prezentat, iată, Patriarhului Daniel de către președintele Klaus Iohannis, țara de glorii, țară de dor. Recită regele Charles al III-lea din poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. A avut momente în care a vorbit în limba română, chiar și traducătorul s-a oprit impresionat de faptul că regele Charles a adresat cuvinte în limba română. Iată-l și pe Emil Constantinescu, fostul președinte al României. Domnule profesor. Eu am revăzut puțin ideea de patriotism atât de natural exprimată. Un străin vorbește de o poezie în care vorbește de țara mea de glorii, țara mea de dor. Este absolut admirabil. În același timp am revăzut scena din Bundestagul german în când prima lui vizită înainte de încoronare la Berlin și-a ținut aproape o parte din discurs în limba germană. Pe de altă parte mai trebuie subliniat ceva. Ceea ce am văzut astăzi la Palatul Cotroceni este cu totul o premieră. Monarhul britanic nu ține discursuri, monarhul britanic nu dă conferințe, nu susține conferințe de presă și mai ales nu dă interviuri. Este, dacă vreți, încă un element care întărește faptul că vizita regelui Charles al III-lea în România este o vizită cu totul specială. Mai demonstrează atașamentul lui față de ceea ce vede, ceea ce a văzut în România. Aș fi spus că se simte foarte bine. Am ajuns să iubesc România. Am ajuns să iubesc România. Deci se simte foarte bine în această țară. Deci, din acest punct de vedere, cântărește încă o dată, dacă vreți, dă prestigiu acestei vizite. Fie ea și particulară, dar componenta aceasta îl arată, dacă vreți, în ochii opiniei publice ca un promotor al valorilor României. Domnule Chiriac, dacă punem în oglindă cele două discursuri. Păi aveți un discurs corect, foarte bine structurat al președintelui Klaus Iohannis și aveți un discurs strălucitor al majestății sale Charles al III-lea. Chestiunea asta, țară de glorii, țară de dor, păi cuvântul dor nu are traducere în altă limbă. Trebuie să-l înțelegi, fundamental. Probabil că majestatea sa îl înțelege, că nu l-a ales întâmplător. Deci, este genul de discuție care se duce pe toate agențiile de presă, din Londra până în Beijing și până în Canberra și până unde vreți dumneavoastră, în Washington sau în Quebec. Deci în Ottawa, deci peste tot pe planetă, cu ce a spus regele Charles, aceste cuvinte merg și ziariștii vor fi nevoiți să le și explice.